Bun găsit, potrivit surselor, Nicolae Ciuc ar urma să-și depună mandatul luni și astfel se demarează procedurile pentru rocada guvernamentală. În seara zilei de luni este foarte posibil ca președintele Klaus Iohannis să cheme liderii partidelor politice la consultări la Palatul Cotroceni, iar mai apoi să vedem și o listă a miniștrilor, dar în același timp va fi desemnat și un premier interimar, care potrivit surselor va fi unul dintre miniștrii Partidului Național Liberal. În același timp, se discută în fiecare partid și despre componența viitorului guvern. Potrivit surselor, viitorul executiv ar putea să aibă 3 vicepreședinți. Asta în contextul în care UDMR ar rămâne la guvernare și fiecare partid, PSD, PNL și UDMR, ar urma să aibă câte un post de vicepremier. Potrivit surselor, din partea Partidului Social Democrat, ar putea să fie Marian Neacșu. Kelemen Hunor ar putea să fie reprezentantul în guvern pentru această funcție din partea UDMR. Asta în contextul în care, repet, UDMR va rămâne la guvernare și în Partidul Național Liberal încă se mai discută pentru a vedea cine ar putea să ocupe această funcție. În același timp, este încă nesigur și încă se discută ce se va întâmpla cu Ministerul de Interne, cine va ocupa funcția de ministru al internelor, dacă rămâne Lucian Bode sau dacă va veni altcineva din Partidul Național Liberal. De asemenea, nu este clar dacă Lucian Bode va rămâne în executiv, fie pe funcția de ministru de interne, fie pentru funcția de vicepremier. La Ministerul Finanțelor, de asemenea, se discută despre acest portofoliu, asta pentru că ar urma să ajungă la Partidul Național Liberal acest minister, iar potrivit surselor, Cosmin Marinescu, cel care ar fi fost o variantă din partea Partidului Național Liberal pentru acest portofoliu, nu și-ar dori să preia funcția de ministru al finanțelor. Drept urmare, mai există și alte variante pe masa liberalilor, iar una dintre ele ar fi Alexandru Nazare. Și în același timp se discută și despre Ministerul Justiției, un alt portofoliu important, care ar putea să rămână la Partidul Național Liberal în frunte cu Cătălin Predoiu. Acesta ar putea să rămână la acest minister, deși s-a vehiculat și un alt nume, mai exact numele Alinei Gorghiu, actualul președinte interimar al Senatului, însă potrivit surselor, aceasta nu va face parte din viitorul executiv. Și, nu în ultimul rând, bineînțeles că se discută dacă UDMR rămâne sau nu la guvernare. Potrivit surselor, aceștia își doresc să aibă două portofolii, dar nu renunță la Ministerul Dezvoltării Regionale în acest moment. Deși li s-a oferit Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Mediului, se pare că liderii UDMR își doresc să păstreze Ministerul Dezvoltării Regionale. Iar de la acest subiect se discută despre întregul guvern, pentru că în funcție de UDMR vom ști dacă PNL va avea Ministerul Dezvoltării Regionale sau nu, vom ști câte portofolii va avea fiecare minister și, bineînțeles, întreaga componență a guvernului. Dar ce este sigur este că viitorul guvern va fi compus din 18 ministere și nu 20, atât cât avem acum.